În fața lui Dumnezeu, rugăciunea părinților pentru copii este foarte puternică pentru că este rostită cu mare dragoste. Potrivit preoților, puterea rugăciunii unui părinte este foarte mare, având un efect imediat. Dragostea părinților pentru copii nu poate fi întâlnită nicăieri, motiv pentru care se spune că această rugăciune nu rămâne neauzită în fața lui Dumnezeu. Pentru părinți, copiii sunt tot ce au mai de preț, iar rugăciunea rostită pentru aceștia reprezintă o formă de protecție împotriva tot ce este rău. De exemplu, atunci când copilul se confruntă cu o problemă de sănătate sau are nevoie de putere pentru a depăși un moment din viața sa, rugăciunea părinților este grabnic ajutătoare, mai ales dacă este rostită în fiecare dimineață și seară. Doamne Dumnezeu nostru, cel cu înțelepciunea ta ai zidit pe om din țărână și ai suflat în fața lui suflare de viață și binecuvântându-l, ai zis, creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământuri, iar la Cana Galilei, prin unul născut fiul tău, ai binecuvântat nunta și deci nașterea de fii. Cu multă umilință te rog, mare, de bunătate, ca încetat să reverși harul tău și să te milostivești asupra copiilor mei, pe care ai binevoit să mi dăruiești. Umple-i de înțelepciune și pricepere, apără-i de toate cursele vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. Poruncește îngerilor tăi ca întotdeauna să le fie călăuze și povățuitor spre toate faptele cele bune, ca de pururea să te poată lăuda și preamări în veci. Amin. Relatează Antena 3.ro.